Bine ați venit în seara asta la închinare. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să avem o rugăciune în care să chemăm prezența, puterea, autoritatea, intervenția lui Dumnezeu peste noi. Deschideți inima și lasă pe El să preia controlul în viața ta. Lasă pe El să domnească. Lasă pe El să facă curățenie. Deschideți inima seara aceasta să vezi din nou cerul deschis, să-L vezi pe Dumnezeul acela măreț, suveran, pe care îl interesează viața ta. Și lasă ca inima ta să aibă un singur răspuns: închinare, închinare, adorare. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Doamne drag, lăudat și binecuvântat să fie numele Tău în veci. Îți mulțumim, Doamne drag, că Tu vrei să Te întâlnești cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești aici în seara asta. Îți mulțumesc, Doamne, că pe Tine Te interesează viața noastră, umblarea noastră. Te interesează bucuriile noastre, problemele noastre. Doamne, știu că Tu vrei să mergi împreună cu noi. Doamne, seara aceasta nu prea avem multe ce să-Ți aducem. Nu prea avem cu ce să-Ți răspundem și să răsplătim. Dar, Doamne, vrem să-Ți aducem închinarea noastră, inima noastră. Doamne, vrem să spunem că Te iubim, vrem să spunem că Te adorăm, vrem să spunem că pentru noi Tu ești pe primul loc, ești prioritatea și am vrea, Doamne, ca să trăim 100% pentru Tine. Amin. Doamne, o să facem atâtea afirmații prin cuvintele care urmează. Doamne, aș vrea ca fiecare dintre noi să le trăim, să le luăm în serios. Doamne, transformă-ne și schimbă-ne în seara asta mai mult după chipul și asemănarea Ta. Ca Tu să Te bucuri de noi, Doamne, și Tu să ne crești, să ne maturizezi mai mult. Slăvit să-Ți fie numele în veci. Amin. Tine, Iisuse, în soarele apare.
vrea să vă invit să vă întoarceți în stânga și în dreapta și să spuneți o încurajare celui care stă lângă voi. Să faceți cunoștință dacă nu vă cunoașteți, vă salutați și să întindeți o mână caldă.
ce-a purtat în dragoste-i mare, în dragoste-i mare, Iisus Mesia, Domn peste toate, e Salvator. Iisus Mesia, Rege ești. Trupul și-a dat, iar sângele sfânt a curs pentru noi din dragoste. Întregul pământ s-a cutremurat în dragoste-i mare, în dragoste-i mare, Iisus Mesia, Domn peste toate, să fie Domnul nostru Iisus. Aș vrea să citesc câteva versete care să ne îndemne să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni de laudă. Și dacă aveți telefoanele sau Bibliile cu voi, aș vrea să vă îndemn să deschideți la capitolul 4 din Apocalipsa. Să citim câteva versete de aici.
Ioan spune în versetul 2: numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la verdere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie, și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Și apoi în versetul următoare spune despre cele patru făpturi vii și continuăm citirea de la versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau. Și aș vrea să citim acest verset împreună. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Aș vrea să ne gândim puțin la Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit pe pământ, a murit pentru noi, ne-a luat păcatele și a înviat. Și gândindu-ne la acest lucru, să ne gândim, să realizăm că acest motiv este cel mai mare motiv pentru care am putea să-i aducem laudă în seara aceasta. Și spune aici: vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și acele patru făpturi vii spuneau: Sfânt, 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 cei 24 de bătrâni cu cununi de aur deasupra capului spuneau: vrednic ești. La fel și noi am fost creați să lăudăm pe Domnul nostru. Și poate te gândești că poate unii sunteți prima oară aici la El Betel și ziceți: nu, cum să mă rog eu? Sau alții sunteți de mai mult timp și ziceți: lasă că nu mă rog. Și pentru tine a murit Domnul Iisus. Și pentru tine El stă pe un scaun de domnie în ceruri. Nu lăsa gura ta să tacă. Spune, laudă-L pe Dumnezeu. Spune: vrednic ești, Doamne, care ai făcut toate lucrurile și prin tine toate stau în ființă. Aș vrea așa de mult să venim înaintea lui Dumnezeu cu un buchet de rugăciuni, de laude, de mulțumire. Și poate că nu te-ai mai rugat niciodată, dar te îndemn, o rugăciune scurtă. Haide să îl lăudăm pe Dumnezeu, pe Creatorul nostru, Cel ce a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru noi. Și după această rugăciune vom cânta o cântare care spune: vrednic, vrednic ești doar Tu, Doamne. Haide să venim înaintea lui Dumnezeu și să aducem laude și mulțumiri înaintea Lui. Amin.
Amin. Doamne, ești vrednic de toată închinarea noastră și ești vrednic de să-ți aducem laude, ești vrednic să venim cu viețile noastre ca jertfe înaintea Ta și îți mulțumim așa de mult pentru că Tu domnești acolo în ceruri și mai mult decât orice Tu ai privirea îndreptată asupra noastră. Îți mulțumesc și Te laud și, Doamne, Te laud pentru că ne iubești așa de mult. Te laud pentru că ești în viețile noastre și, Doamne, ajută-ne ca cât vom trăi pe acest pământ să aducem laudă numelui Tău și să spunem că ești vrednic de toată închinarea noastră. Amin. Pleacă-ți
în cer. Ceea ce am făcut noi n-a fost un început de cântare. Noi numai ne-am conectat cu ceva ce se derulează deja. Și când o să ajungem acolo, o să recunoaștem și o să continuăm cântarea. Noi n-avem coroane ca și cei 24 de bătrâni. Nu prea avem multe medalii sau stele. Dar putem să ne punem la tronul Lui inima și viața noastră. Spui, Doamne, tot ceea ce sunt pun la tronul Tău. Recunosc că Tu ești singurul care stai pe tron, singurul Domn suveran și stăpân peste întreg pământul. Aș vrea să încerci să-ți imaginezi îngerii care cântă acum în cer, acea mulțime, acele făpturi care stau în jurul tronului și nu fac nimic altceva decât să dea slavă și cinste și glorie și să-i acorde vrednicia celui care merită. Știu că a fost o piesă nouă, dar știu că mesajul ei rezonează cu inima tuturor celor care îl cunosc pe Hristos. Aș vrea să încercăm să mai cântăm o dată refrenul ăsta. Aș vrea să ne mai uităm încă o dată, să încercăm să pătrundem timpul și să intrăm în dimensiunea aceea, să ne conectăm cu îngerii care îi acordă vrednicia mielul lui, lui Hristos, Mesia. Spune și tu, vrednic, vrednic, Doamne, doar Tu ești. Vrednic, vrednic, Doamne, doar Tu ești. Vrednic, vrednic, Doamne, doar Tu ești. Întâi se pleacă smerit, și bună seara. După ce a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub terebinitul din Ofra, care era al abiezritului Ioaș, Gedeon, fiul său trăiera greul înteas ca să-l ascundă de midianiți. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a răspuns: Ah, Doamne, dacă Domnul este cu noi, atunci de ce ni s-au întâmplat toate acestea? Și unde sunt toate minunile pe care ni le-au istorisit părinții noștri când ziceau: Nu ne-a scos Domnul din Egipt? Dar acum Domnul ne-a părăsit și ne-a dat în mâna midianiților. Domnul s-a întors spre el și a zis: Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește Israelul din mâna midianiților. Oare nu te trimit eu? El i-a răspuns: Ah, stăpâne, dar cum să-l izbăvesc eu pe Israel? Iată că familia mea este cea mai mică din Manase, iar eu sunt cel mai tânăr în familia tatălui meu. Atunci Domnul i-a zis: Vei învinge pe Midian ca pe un singur om, pentru că eu voi fi cu tine. Amin. Ca un context mai larg, Gedeon trăiește într-o etapă, într-o epocă a poporului său în care poporul face urăciuni în fața Domnului și Dumnezeu îi corectează prin diferite popoare și de data asta a ales poporul lui Madian sau Midian. Și interesant că îl vedem pe Gedeon la treierat,
Și rezultatul treieratului îl bagă într-un teasc, adică grâu. Pentru cei care nu știu cum se treiera pe vremuri, nu pe vremurile mele, pe vremurile lui, se secera grâu, se aduna într-un loc, se bătea, se scutura praful, se scutura tot ce rămânea și la final rămâneau grăunțele. Și din grăunțe îl vedem pe Gedeon, cum ia grăunțele, rezultatul trudei lui, ca din soare și din toată sudoarea care a adunat-o, îl ia și îl pune în teasc. În teasc care e un dispozitiv care de obicei ori măcina făină, grăunțe ca să facă făină, ori se storceau strugurii ca să iasă sucul sau măslinile ca să iasă uleiul. Și interesantă ascunzătoarea lui Gedeon. Te gândești, oare a încercat Gedeon să compreseze toată truda lui acolo ca să nu afle, să nu găsească poporul lui Madian care îi cotropeau? Și de multe ori ne vedem pe noi în aceeași ipostază. Luăm bunătățile care ne le-a pus, cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, binecuvântările cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu și le strângem și le ascundem acolo bine, bine de tot, ca nu cumva cel de lângă noi să își dea seama că am vreo părere că adevărul e absolut sau că există Dumnezeu sau mai mult de atâta că oamenii sunt păcătoși și au nevoie de un răscumpărător. Și în seara asta aș vrea să vă încurajez, vitejilor, să ne încurajăm, care suntem niște viteji, că noi nu facem lucrul ăsta pentru noi și nu facem lucrul ăsta nici pentru cei de lângă noi, ci o facem pentru că Dumnezeu este mare. Și așa de mult mi-a plăcut cum a decurs seara, Filip ne încuraja, Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a întrupat și a fost răpuns de mânia lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, pentru fiecare păcat din viața noastră. Și nu doar pentru fiecare păcat, ci să avem viață veșnică și să ne putem bucura etern de prezența Lui. Și cântarea vrednic, vrednic, lauda, ne pictează o imagine a ceea ce va veni să vină pentru noi. Și cu gândurile astea aș vrea să vă încurajez în grupuri de câte 2-3 persoane să veniți și să vă spuneți lucrurile cu care ați fost binecuvântați de Dumnezeu. Și dacă aveți lucruri care nu le vedeți sau frici și temeri, cum îl vedem pe Gedeon, că, Doamne, dar eu sunt, dar eu nu am, dar eu nu pot, să ne încurajăm și să ne rugăm unul pentru celălalt, pentru că suntem fii de Dumnezeu și pentru că avem toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să facem lucruri mărețe pentru El, fie să evangelizăm, fie ca să ajutorăm, fie orice ne-a pus Dumnezeu pe inimă, că sunt sigur, așa cum Gedeon i-a pus pe inimă, cum Dumnezeu i-a pus lui Gedeon pe inimă să cucerească și să cotropească pe fiul lui Madian, așa ne-a pus pe inimă Dumnezeu fiecare dintre noi o lucrare pentru care ardem și pentru care ținem foarte mult la ea. Dar de multe ori suntem descurajați și suntem defocusați de la premiul alergării noastre. Așa că vă invit în grupuri de câte 2-3 persoane să vă încurajați și să vă rugați și să binecuvântați pe cel de lângă voi cu binecuvântările lui Dumnezeu, ca să fiți încurajați și să mergeți pentru Dumnezeu și să faceți lucruri pentru Dumnezeu. Amin. Și nu te-ai rugat niciodată cu voce tare. Dacă nu te-ai rugat niciodată și nu știi cum e să te rogi, dacă ți este complicat să te rogi de față cu alții, nu e nicio problemă. Dar în dreapta sau în stânga ta este cineva și spune motivele tale de rugăciune și se va ruga pentru tine, pentru că suntem aici și ne pasă unii de alții. Amin? Amin.
salut cu drag. Vă spun și eu un bun venit în această seară. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Și aș vrea să vă pun o întrebare prima dată, înainte să-l chem pe Dario. Mâine seară, la ora 7, mai știți ce se întâmplă mâine seară la ora 7, undeva prin centru? Nu știți, uite că sunt unii care știu. Mâine seară la ora 7, la Auditoriu Maximum, da? Sau pentru cei care sunteți conservatoriști la filarmonică, da? O să fie un concert și l-am invitat în această seară pe Dariu, cel care a stat în spate la toată mișcarea asta, să vină și să ne spună câteva cuvinte și să îi pun câteva întrebări. Despre asta nu știu, asta nu i-am spus, i-am spus numai că ne spune el câteva cuvinte. Ca să știm ce se întâmplă mâine seară și în același timp să fie o invitație pentru, pentru voi și în special pentru prietenii voștri. Dariu, am să te invit să vii în față. Dariu e aici împreună cu soția lui. Nu știu dacă îl cunoașteți. Dariu, cu ce te ocupi? Să știe și ceilalți care nu te cunosc. În primul rând, pace, bună seara sau salutare. Cred că salutare e cel mai bine. Sunteți foarte tineri toți. Am niște emoții grozave. Nicio problemă, dar... Cred că... Adică vreau să cred că m-am născut să cânt decât să vorbesc. Și mi-e mult mai ușor chiar dacă... Mai simplu, cânti cu vocea, ok, frumos, poți să te stăpânești. Când cânti cu două mâini, poate să strimure aia, poate să strimure dreaptă. Deci e foarte complicat, dar prefer să cânt, să-mi folosesc două mâini decât să cânt cu gura. Sunt un violonist la filarmonică. Am absolvit academia și masterul la secția de vioară, instrumental, așa. Și de aproximativ, să continui eu sau? De aproximativ un an zile, nu știu cum să zic, dacă n-aș zice că eu am avut intenția asta, cred că Domnul mi-a pus pe inimă să fac ceva mai diferit, mi s-a părut un proiect mai diferit față de orice proiect care se poate întâmpla în Cluj sau prin zonă. Și eu fiind un instrumentist, am zis că vreau să pun în valoare și muzica instrumentală pentru Domnul. Probabil nu mulți înțeleg și zic, a, prin muzica instrumentală, că e o vioară, nu înțeleg, nu-s cuvinte, nu știu ce cântă. Din contră, e super internațională și e bine, uneori când nu sunt cuvinte, că oricum se interpretează foarte multe în ultima perioadă. Așa că eu, Domnul mi-a pus pe inimă să... Fac niște piese instrumentale, niște aranjamente proprii, nu sunt compoziții proprii, urmează, cu ajutorul Domnului sper să ajung la niște compoziții. Și mi-a pus Domnul pe inimă să înregistrez niște piese, ne-am căutat niște piese care să aibă un mesaj, să aibă o conexiune și o legătură. Și am ajuns la o idee foarte frumoasă, tot așa, cu ajutorul Domnului, să organizăm un concert cu tema Mă îndrept spre cer. Cred că e un subiect foarte, foarte tare și e o întrebare bună care toți cred că trebuie să ne punem. Oare ne îndreptăm spre cer sau care e direcția noastră? Și exact lucrul ăsta o să se întâmple la auditorium. Deci o să fie... Cine o să fie mâine seara? Cine o să cânte? Hai mai în față, aici, mai lângă mine. Mai... așa. Cine o să fie? Am mai dezghețat un pic. Păi, pe lângă, cum v-am zis, piesele noastre instrumentale, o să fie niște oameni foarte valoroși, din punctul meu de vedere. Pot să vă înșir pe câțiva. Carmiel Boțac, pianist, Onișor Odilă, Dan Ciortea, Cristi Trâncă, o să fie și un quartet. Și pe lângă partea instrumentală o să avem câțiva soliști, tot așa valoroși, vreau să le zic. O să fie Cătălin și Ramona. Invitați Caseana Horopciuc, Vali Lup, Otilia Drozd, o să fie Diana, soția mea, și cu Răzvan Rește de la BBSO, cum probabil toți cunoașteți noul brand BBSO. Cum zicea chiar Răzvan, Gașca sau Haita, sau nu știu cum au zis într-o prezentare, vreau să vă provoc să veniți, o să fie un concert cu totul mai special față de toate concertele care sunt. Spre surprinderea mea, au fost în astea două luni o grămadă de evenimente la Cluj. O grămadă de evenimente, chiar am stat și m-am gândit, foarte mult har,
Și asta zic că sunt ocazii unice și să clipe minunate care le putem petrece încă împreună. Nu știm cât o să mai dureze. Nu sunt foarte optimist la lucrul acesta. Chiar nu sunt optimist, cu părere de rău. Lucrurile le văd să meargă spre rău, dar vreau să mă bucur și să trăiesc clipa asta în care este har și ne putem bucura împreună de o muzică calitativă și, bineînțeles, o muzică spre slava lui Dumnezeu. Deci va fi mâine seară, la Auditoriu Maxim. Și mâine seară, la ora 19, la Auditoriu. La ora 19. Intrarea este... Intrarea este liberă, bineînțeles. Intrarea este liberă. Da. Așa. Și ar fi fain dacă ar aduce un prieten. Da, așa, da, sigur. Ăsta a fost unul dintre scopurile noastre. Am zis că vrem să organizăm și pentru prieteni de noștri care nu-L cunosc pe Domnul, prieteni care... nu știu câte prieteni care considerați că vreți să aveți foarte aproape. Și ne-am bucurat, cam asta a fost ținta, spre asta înclinăm, vrem să vestim, să spunem cât mai mult, chiar dacă e muzică instrumentală. O să fie și o proiecție acolo, deci oamenii sunt invitați să cânte cu noi, deci pe muzica instrumentală, deci oamenii vor fi implicați în proiect. De ce mă îndrept spre cer? Păi asta e o întrebare care și eu mi-am pus-o și vreau să am convingerea că eu spre cer mă îndrept și... Cred că e o întrebare bună care toți trebuie să ne o punem. Și apropo, aveți un om foarte valoros. Mă bucur foarte mult că Adi Tămaș o să vorbească acolo. Și... E de apreciat. E un om care... Ce mai faci, Dario? Spre surprinderea mea, foarte rapid a fost răspunsul lui, pozitiv, exact așa a fost. Dario, îți dau un răspuns pozitiv. Slavă Domnului. Foarte rapid? Foarte rapid. După câteva zile, rapid. Bun, mulțumesc. A fost foarte rapid și ne bucurăm foarte mult că o să-l avem. Sunt convins că o să aibă un cuvânt foarte, foarte, foarte ziditor. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mâine și o să cer asta și de la cei care suntem în seara asta aici, să ne rugăm pentru ziua de mâine. Dar eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai luat din timp și ai putut să vii. Am vrut neapărat să știe lumea un picuț mai de la chiar de la repetiții venim și vrem să vă zicem că oamenii încă sunt foarte înflăcărați, deci flacăra e foarte aprinsă, abia așteptăm să vină ziua de mâine. Amin. O să fie un concert mai deosebit. Mâine seara la ora 7, Auditoriu Maxim. Domnul să binecuvinteze și să vă binecuvinteze. Puteți să aplaudați. S-a părut așa de, îi spuneam și lui Dariu la un moment dat că a fost discuția, am dat răspunsul, am zis ok, o să vedem ce o să fie și la un moment dat a apărut afișul și n-am știut subiectul, n-am știut ce se întâmplă, foarte mari detalii și când am văzut subiectul mă îndresc spre cer, am zis, ce fain. Cred că avem nevoie să ne readucem aminte care este direcția noastră, încotro mergem. De ce suntem aici? Ce facem aici? Când nu ai direcție, ești așa de ușor lovit dintr-o parte și din cealaltă. Și ai nevoie să poți să setezi direcția, să știi unde mergi și atunci începi să știi ce trebuie să faci și cum să faci ca să ajungi la destinație. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze seara de mâine. Cei care aveți pe inimă ce se întâmplă acolo, aș vrea să vă rugați într-un mod special ca Dumnezeu să fie prezent acolo. Să vorbească și prin cântare și prin mesaj, prin ceea ce se întâmplă acolo, Dumnezeu să atingă inimile și să fie prezent acolo. Amin? Amin. Urmează microfonul deschis, dar până la microfonul deschis, Andrei, dacă în seara asta aici, l-am rugat frumos să le spună câteva cuvinte ca și o concluzie după episodul 40 de zile pentru viață. S-a încheiat duminica trecută, adică, sau în fine, duminica asta s-a încheiat și sunt curios ca o concluzie ce se întâmplă, așa că, Andrei, am să te invit să vii și să ne spui câteva cuvinte. Salut din nou! O să încep cu ultima săptămână din campanie. Noi ne-am bucurat foarte mult că în ultimele zile din campanie o fată de 17 ani s-a oprit la oamenii de acolo din stradă și a cerut ajutorul. Este o fată de 17 ani care e însărcinată, prietenul ei e undeva în Anglia
și are foarte mari lupte dacă se păstreze copilul sau nu. Evident, nu sunt căsătoriți, dar s-a început consiliere cu fata asta și ne rugăm ca lucrurile să rezolve și ca să vă imaginați băiatul, prietenul ei, foarte înstărit, ar avea casă, ar avea unde merge, doar că îi mai place să mai trăiască un pic și, nu știu, ne rugăm și pentru inima lui și ne rugăm pentru ei să păstreze copilul. Deci, ca un rezultat palpabil e că s-a început o discuție cu fata asta și înainte de asta s-au luat niște interviuri la rece pe stradă și am intervievat oameni ce părere au despre campanie, despre avort, despre viață și spre surprinderea noastră, pe lângă că o grămadă din studenți care merg spre HDU nu văd sensul ca noi să strâm acolo, s-a oprit și o fată care la fel a rămas însărcinată, necăsătorită fiind și când a aflat, a început discuția cu prietenul ei, a ajuns și subiectul despre avort, dar ea și-a amintit despre niște oameni care stăteau în stradă cu niște pancarte. Și ne-a spus la când o filmam că cei doi s-au căsătorit, au păstrat copilul și sperăm și ne rugăm ca să fie în continuare bine cu ei și cu familia lor. Ce facem noi? Stăm în stradă, ne rugăm cu pancarte timp de 40 de zile pentru încetarea avortului. Nu vrem să fie o campanie care aruncă cu sau împroașcă cu rușine, dar vrem să spunem că viața este prețioasă și viața este de la Dumnezeu. Și ne bucurăm și de astfel de evenimente. La începutul campaniei am avut tot felul de interacțiuni interesante. Se oprea o persoană, s-a oprit de vreo 2-3 ori, că ne dă la poliție, că ceea ce facem noi nu-i constituțional, că-i prin Constituție. Bine, și în Constituție spune că dacă o femeie însărcinată este omorâtă de către cineva, îi dublu omucidere. Deci, legile omului nu pot fi luate tot timpul ca refer, ci legile lui Dumnezeu. Și încercăm cum putem să aducem chipul lui Dumnezeu acolo în stradă. Vă mulțumesc personal fiecăruia care ați fost în stradă. Pe unii v-am văzut, pe alții poate ați fost și n-am văzut eu. Dumnezeu să vă răsplătească efortul. Și speranța mea e legat de campania asta, de fapt sunt două speranțe. Ca în Cluj și în România să devină pro-viață și avortul să fie de neimaginat, să fie de neconceput, chiar dacă a fost conceput un copil. Și bisericile să se unească în numele lui Dumnezeu și să-și îndeplinească misiunea pe pământ. Amin. Vă salut și eu. A venit momentul în care Domnul ne va vorbi prin voi. Și ca să nu mai întreb cine vrea să fie primul, m-am decis că în seara asta să fiu eu primul, pentru că am ceva foarte fain de împărtășit cu voi. De vreo lună încoace, una dintre fetele de la noi din grup a trecut printr-o încercare destul de grea. Tatăl ei a făcut un atac cerebral și în ultima săptămână a început să se înrăutățească starea tatălui, au avut niște infecții la plămâni, niște infecții pe piele și mergea din ce în ce mai rău. Miercuri dimineața, nu știu, mi-a venit așa în gând cât m-am dus către lucru ca să mă rog pentru ea și m-a rugat ca Domnul să-l vindece pe tatăl ei, dar m-a rugat ca oricare ar fi voia Domnului, nădejdea lor în Dumnezeu să nu fie condiționată de faptul dacă îl vindecă sau nu pe tatăl ei. Și nu a trecut mult, cred că a trecut vreo oră sau două și îmi scrie că tatăl ei a murit. Și atunci, în clipele alea,
am început să mă gândesc, mă, cum putem să ajutăm ca grup. Pe lângă rugăciune, trebuie să facem cumva să fim lângă ea și mai specific. Și ceea ce m-a surprins foarte fain e felul în care era de liniștită. Și am vorbit cu ea, îmi răspundea imediat ce scriam și am văzut că avea nădejde asta de neclintit că tatăl ei s-a dus la Domnul și că s-a dus acasă și chiar cu o seară înainte de a muri, o cunoștință de ei primise ceva din partea Domnului când se ruga pentru tatăl ei. Și e așa de fain cum am văzut că și grupul, pe lângă faptul că ne-am rugat pentru ea și ne-am unit în rugăciune, a înțeles că este nevoie să o susținem și altfel, să o susținem specific, să o susținem material. Și aș vrea ca asta să fie o încurajare pentru voi. Atunci când ai nădejdea că orice s-ar întâmpla, Domnul e suveran și planul său e suveran, poți să ai pace și poți să fii liniștit. Cine vrea să fie următorul? Și o să vă spun o întâmplare din luna octombrie. La începutul lunii octombrie, mi-am dat 10 alea pe septembrie și am rămas cu o sumă destul de mică și mai erau cam o săptămână jumate până primeam până îmi trimiteau părinții mei banii pentru octombrie și aș fi rămas cam cu 5-10 lei în săptămâna aia jumate. Bănuiesc că știți deja cum sunt prețurile prin Cluj și cum te poți descurca cu 10 lei. Și am zis, Doamne, te rog, spune și te rog, arată-mi că am făcut decizia corectă și că am făcut bine că am dat decizia pe septembrie. Pentru că cu o săptămână înainte mi-a zis cineva că ar trebui să mai aștept până să-mi dau. Și chiar în weekendul ăla m-am pus sus la balcon, lângă o familie, nu o știam, și era rugăciune pe grupuri. Și le-am spus că sunt aici, în Cluj, în 12-a venită, și se termină și momentul de rugăciune. Și îți rugați să plece la demisol pentru că era nuntă. Și când se ridică, îmi dau 100 de lei. Am rămas, wow, Doamne, ce grozav ești și cât de fain lucrezi. De la 10 lei am ajuns să am 100 de lei în plus, deci clar. Altă întâmplare foarte faină. Am plecat la sfârșitul lunii în Germania, într-un proiect cu școala și trebuie să ne ducem numai banii de buzunar. Și părinții mei, din cum au putut și cât au putut, mi-au dat 50 de euro. Și așa de fain și de minunat a lucrat Domnul, că pe lângă ea 50 de euro, Domnul mi-a mai dat 150. Și eram, wow, Doamne, cât de mare e și cât de minunat lucrezi. Și după ce m-am întors, am rămas cu 60. Și săptămâna următoare, mama mea o să plece în Italia pentru o săptămână și aveam nevoie de ceva bani ca de cheltuială acolo. Și i-am dat eu, dar mi s-a părut așa de interesant și așa de fain din faptul că ei, ca să mă duc, mi-au dat 50 și Domnul m-a ajutat să le dau 60.
merită, se merită și așa de mare binecuvântarea și pentru mine 10 alea a ajuns să fie un pas de credință și o binecuvântare foarte mare și vă încurajez și pe voi să o dați pentru că de fapt toate sunt Domnului. Mulțumim, Andreea! Mai luăm încă o mărturie. Nu știu cum să ajung la tine. Salut, eu sunt Petra. Azi mi s-a întâmplat ceea ce vreau să vă zic. Când veneam aici, mie îmi vine de foarte multe ori să vorbesc cu oameni necunoscuți și să habar n-am să le zic de Domnul, dar de foarte puține ori am curajul și ocazia și cuvintele potrivite. Dar astăzi s-a întâmplat ceva foarte interesant. Eram în stație, așteptam un autobuz care numai nu venea și era acolo o tipă și am uitat la ea și am auzit, adică n-am chiar auzit, știam că Domnul vrea să mă duc să vorbesc cu fata aia. Și am zis, ok, și ce zic? Păi, tu te zici de autobuz. Și după aia au zis... și apoi am simțit că ar trebui să o chem în seara asta la Betel. Și, ok, am zis că e prea ciudat să mă duc la ea și să-i zic, hai cu mine. Și atunci am început să vorbesc cu ea de autobuz și așa. Și spre surprinderea mea, nu am fost privită ca cea mai ciudată persoană. Am reușit să vorbim o oră întreagă și așa. Și la final, ea stă chiar pe aici, pe aproape. Și gen, am venit până în mănăstură împreună. Și la final i-am zis că ar fi fain să vină. O zis că nu poate în seara asta. Dar o zis, și am zis că e în fiecare vineri de la 7. Și o zis că e chiar o idee. Nu e rea deloc. Și nu știu, eu sper să vină. Dar ideea e că Domnul chiar onorează dacă ai curaj și eu n-aveam curajul ăla, dar Domnul mi l-a dat și îți mulțumitoare că am făcut asta. Să vă și ne-a dat-o.
Iosua, capitolul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, că și tu vei da stăpânire poporului acestuia, țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Vezi, tot asta aș vrea să recităm împreună. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta: întărește și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua a dat căpeteniilor oștirii porunca următoare: treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului: pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: Domnul Dumnezeul vostru va odihne și va da țara aceasta, nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul vă va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o va da Domnul Dumnezeul vostru. Apoi, să vă întoarceți, să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat de Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru seara aceasta. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos că este victorie în numele Tău. Și îți mulțumesc frumos că această victorie este din Tine, prin Tine și pentru Tine. Și îți mulțumesc frumos că toți aceia care se lipesc de Tine și trăiesc în ascultare de Tine se vor bucura cu Tine de victorie pentru veșnicie. Te rugăm frumos să-ți binecuvintezi cuvântul în această seară. Îl așteptăm din partea Ta, Te rugăm să ne-l dăruiești. Fie numele Tău binecuvântat și slăvit în veci de veci. Amin. Ocupăm locurile. Vremuri complicate să vorbești despre curaj. Am vrea așa de multe lucruri să se întâmple în jurul nostru, dar am vrea să le facă întotdeauna alții. Noi să stăm să privim la ele și alții să facă. Alții să fie șefi mai buni, alții să fie angajați mai buni, alții să facă autostrăzile, alții să descongestioneze traficul din Cluj, alții să nu arunce hârtii pe jos, alții să, și fiecare dintre noi avem la ceva la care să ne gândim ce ar trebui să facă alții ca nouă să ne fie mai bine. Alții ar trebui să facă ceva. Alții. Ai ajuns într-o situație, ai ajuns într-un punct al vieții tale și te uiți ce ar putea să facă alții ca ție să-ți fie mai bine.
Ce ar putea să facă prietenul tău ca ți să-ți fie mai bine? Ce ar putea să facă prietena ta ca să-ți fie mai bine? Soția ta sau soțul tău sau tatăl tău sau mama ta, părinții, frații, oricine altcineva să facă ceva ca să-ți fie ție mai bine? Asta să știți că nu-i curaj. Știți cum se numește asta? Când îți dorești ca alții să facă ceva ca ție să-ți fie mai bine și să-ți meargă mai bine. Știți cum se numește asta? Dați-o un titlu, dați-o denumire. Cum? Hai să zicem comoditate, ca să nu spunem lene, hai să spunem acel punct în care stai și te așezi și zici, ei bine aici unde sunt, îmi place cum îi, aș vrea ca să, exact ca și, mai țineți minte, au fost niște ucenici pe un munte, și în timp ce erau pe munte, s-a întâmplat ceva foarte frumos și prezența lui Dumnezeu a venit acolo și Iisus se transformă înaintea lor și văd ceva spectaculos acolo și în momentul acela, unul dintre ei, pe nume Petru, știți ce spune? Facem niște colibe aici, facem 3 colibe aici. Erau mai mulți, dar nu știu cum a vrut Petru să împartă colibele, s-o fi gândit că una pentru el și una pentru celălalt doi ucenici, că oricum Domnul Iisus, Ilie și Moise nu au nevoie de colibi, sau nu știu cum s-o fi gândit să le împartă, cumva s-o fi gândit să le împartă, dar ideea, facem 3 colibi și înghețăm istoria aici. Facem ceea ce cei care lucrează cu softuri de modelare și simulare se numește snapshot. Ai făcut un snapshot la sistem. Ai ajuns într-un punct în care e atât de fain și zici, fac o poză la sistem, am făcut un snapshot la sistem și așa vreau să rămână. Așa să nu se mai miște nimic, așa aș vrea să rămână. Și Petru s-a uitat și a zis, așa vreau să rămână. Și Domnul Iisus se uită și zice, nu funcționează așa. Nu funcționează așa, Petru, pentru că știi, lucrurile se complică, dar se complică pentru că am planuri mari și tu faci parte din planurile astea. Câți dintre voi nu aveți un punct în viață unde ați zis, așa vreau să rămân? N-ați auzit niciodată expresia românească care spune, când ne va fi cel mai greu să ne fie ca și acum? N-ați auzit expresia asta niciodată rostită? Când ne va fi cel mai greu să ne fie ca și acum? Acum trebuie atât de fain, e atât de bine. Vreau să facem poza, să avem snapshot-ul și aici să rămânem în secunda asta și așa să rămânem pentru totdeauna. E atât de frumos, e atât de extraordinar. Oare câți dintre noi n-am avut momente de genul acesta cu Iisus? Pentru unii momentul acela a fost momentul botezului. Și am dat în apa botezului și biserica în sărbătoare și a fost așa de fain. By the way, urmează botez. Peste câteva săptămâni, ultima duminică din noiembrie, o să avem botez. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și dacă știi că pasul următor care trebuie să-l faci e să intri în legământ cu Iisus în apa botezului, te aștept duminică la 4:30 aici, la 4:30 aici, la Betel Mănăștor, la cateheză, pregătim botezul. Și pentru unii, snapshot-ul acela a fost la botez. Biserică faină, atmosferă vie, ai intrat în apa botezului, ai ieșit afară, ai simțit că plutești. Și ai zis, așa aș vrea să rămână pentru totdeauna. Pentru alții a fost momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus. Ai avut momente speciale în care Dumnezeu s-a apropiat de tine, l-ai simțit pe Dumnezeu că e acolo, că e în tine, că s-au întâmplat niște lucruri incredibile, ai simțit o pace care nu poți să o descrii, despre care nu mai poți să vorbi, nici nu știi cum să spui cuiva despre pacea pe care ai simțit-o, știi, ce ai în relație cu Dumnezeu și ai zis, așa va fi totdeauna. Și apoi a început viața. Ai ieșit din snapshot. Și după ce ești afară, au început să apară loviturile dintr-o parte, din cealaltă. Au început să apară unii binevoitori care au început să te servească cu una și cu alta și ai zis, bă, ăștia-s de-ai noștri, ar fi trebuit să comporte altfel.
sau alții din afară. Și din când în când îți întorci fața și spre momentul acela și zici, Doamne, de ce n-am rămas acolo? Era atât de bine, atât de fain. Nu o să uit pe cel de la Ravi Zacharias International Ministries, care în urmă cu câteva luni de zile a plecat acasă la Domnul după un cancer. Musulman, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și una dintre frământările lui, din mărturiile lui pe care le-a avut de-a lungul timpului, a fost următoare. Auzi, zice, oare de ce Dumnezeu nu m-a luat după ce m-a mântuit? Să mă mântuiască Dumnezeu și după aia să mă ia. De ce o îngăduit să se întâmple, ce s-a întâmplat mai departe? Dar nu era problema cu cancerul, ci problema lui era cu familia. Pentru că familia pe care o iubea și pe care o respecta, și tata și mama, niște oameni extraordinari, au început să fie loviți teribil când fiul lor s-a dus după gheaurii ăia de creștini și s-a încreștinat. O lovitură incredibilă pentru familia aceea. Și omul ăsta zice, oare de ce nu m-a luat Dumnezeu acasă atunci? De ce n-a înghețat Dumnezeu timpul în momentul acela să zică, hai acasă, e gata, te-am mântuit, gata. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Știu că ați auzit asta de multe ori, știu că m-auziți spunând-o de multe ori, știu că unii dintre voi deja începe să ziceți, bine mai Adi, dar nu văd niciun plan, nu, deja atât de mult spui încât nu mai credem. Așa să vă spun în această seară, chiar cu riscul să mă repet și să mă repet și să mă repet, aș vrea să știi că nu ești la voia întâmplării pe acest pământ. Aș vrea să știi că nu ești aici ca să faci umbră pământului. Aș vrea să știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Da, cu viața ta. Cu viața ta personală. Dumnezeu are un plan. Numai că sunt 27. E șoapta lui Dumnezeu care spune, hei, am un plan cu tine. Șapta diavolului care vine și spune, știi, ești unul dintre vreo 7-8 miliarde. Ești cantitate nesemnificativă. Nu contezi nici măcar pentru statistici. În momentul în care se întâmplă ceva și dacă cumva mori, ți se spune că ești casualties. Nu contez. După care diavolul vine și îți spune, știi, hai să-ți dau exemple. Știu că tu asculți de celălalt care spune că e un plan cu viața ta, dar ce, hai să-ți dau exemple, să vezi că chiar nu e niciun plan cu viața ta. Uite ăla, uite celălalt, uite ăla are cancer, uite ăla o pățit cu tare lucru, uite ăla să roagă pentru chestia de nu știu câtă vreme, uite celălalt, uite celălalt. Nu, zice, unde au fost planurile cu viața lor? Nici cu tine nu-i nimic. Și în mintea ta, cele două voci vorbesc. Și una spune, hei, am un plan cu viața ta. Și cealaltă spune, nu-i niciun plan cu viața ta. Fă ce vrei, trăiește cum vrei, trăiește clipa, tot ceea ce ai în universul ăsta, e clipa de acum, atâta. Trăiește, fă ce vrei, trăiește-ți viața cum vrei. Pentru că oricum, ce contează? Mă, că ai venit în această seară într-un loc în care din nou o să repet și o să repet că există un plan cu viața ta. Un plan. Un plan pe care Dumnezeu l-a pregătit înainte ca tu să te naști. Aș vrea să știi și să mă asculți cu atenție, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că înainte ca tu să te naști pe pământul acesta, erau trecute toate ce? Toate zilele vieții tale. Înainte ca să fii țesut și întocmit,
înainte ca embrionii să înceapă să se dividă și să încep să crești, înainte ca sistemul limfatic să funcționeze, înainte ca sistemul nervos să-și facă funcția, înainte. Era scris numele tău și zile vieții tale erau trecute acolo, înainte de orice. Și apoi vine Dumnezeu și spune, hai să-ți mai spun ceva, nu numai că știu și ți-am pregătit toate lucrurile, vreau să spun că toate firele de păr din capul tău sunt numărate. Și nu este un fir de păr care să cadă fără ca eu să știu. Acum, cei dintre voi care nu vă plac computerele, o să spuneți așa ceva, nu-i posibil. Nu-i posibil. Cum să știe cineva la 7-8 miliarde de oameni de pe fața Pământului când îi cade câte un fir de păr de la fiecare? La cei care vă plac computerele, ziceți, a, știu, e normal, se poate, orice se poate. Poți să faci baze de date absolut imense, să poți să supraveghezi absolut orice. Da, se poate face treaba asta. Dar, hei, asta ar însemna că suntem o cifră statistică acolo. Da, Andrei, 15.000 de fire de păr. Nu că ai mai multe, da. Aș vrea să știi că cel care coordonează acest univers, a cărui minte e computerul general al universului, e o persoană. Și această persoană te știe pe nume și te cunoaște pe nume. Această persoană, în mintea acestei persoane, sunt și firile tale de păr din cap. Și El știe când îți cad. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Numai că aș vrea să știi ceva. Dumnezeul Universului, care ți-a scris numărul zilelor, care are lucruri pregătite pentru tine, este Dumnezeul care te cheamă, te cheamă, te cheamă și te cheamă și te cheamă și zice, hai și fă un pas, și hai și fă un pas, și hai și fă un pas. Problema noastră, cel mai mulți dintre noi, este că ascultăm de șoapta cealaltă care spune, știi, nu-i niciun plan cu viața ta, fă ce vrei, trăiește cum vrei, nu te-ai gândit la planuri mărețe și la veșnicie și la viitor și la ce o să urmeze, n-are nicio importanță, n-are nicio importanță. Viața omului și animalului, tot acolo, tot în țărână ajunge și unul și celălalt se descompune și nu are nicio importanță. Și Dumnezeu spune, am un plan cu viața ta și am ceva pentru tine. Și cealaltă șoaptă spune, ba nu există absolut nimic, ba nu există absolut nimic. Și Dumnezeu vine și spune, știi, hai să-ți arăt niște exemple. Hai să înțelegi că e vorba de ceva special cu tine. Și unul dintre exemplele pe care am început duminica, vinerea trecută și îl continuăm în seara aceasta, e Iosua. Și a venit Dumnezeu la Iosua și omul acesta era un fricos prin definiție, îi tremurau picioarele. Și așa de ușor să ne identificăm cu astfel de personaje. Când te uiți la alții, zici, a, ăștia sunt viteși prin definiție, nu ne putem noi măsura cu ei. Dar ne uităm la unul care era frică prin definiție. Și omul acesta care era frică prin definiție, știi, întotdeauna a fost rezerva, a fost omul din umbră, Moise a făcut lucrurile, Moise a mers înainte. Există un principiu care spune că la umbra copacilor înalți, nici măcar ce nu crește, nici măcar iarbă nu crește. Ăsta a crescut pe lângă Moise. Ce puteai tu să faci pe lângă Moise? Nimic. Moise tuna și fulgera, Moise spune așa se întâmplă, așa trebuia să întâmple. Moise dădea directivele, ce să crească Iosua pe lângă el? Când crești pe lângă un Moise, nu prea poți să te dezvolți mare lucru. Îți tremură picioarele și Moise moare. Și vine Dumnezeu la el și spune, Iosua, tu o să duci poporul acesta în țară. Imaginează-ți toată povara care vine peste el. Imaginează-ți că mâine te caută, nu știu, seriu acasă și zice, auzi, s-a luat o decizie în spatele ușilor închise și de astăzi tu ești președintele României. Ce
ai face. Sunt foarte mulți care stau așa liniștiți și nu mă aruncă cu pietre, știi? A, guvernul, a, președintele, a, parlamentul, vai de ei și dă-i și dă-i și dă-i și dă-i. Când îl pui să facă ceva și îl așezi într-o poziție în care poate să decidă ceva și să aibă o viziune și să ia niște decizii, auzi că tremură picioare și zice, a, bă, asta eu nu, dar nu, 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 dar nu, eu am zis numai de ei că nu sunt stare, dar eu să mă, nu, eu nu pot, dar nu, dar nu mă pricep, dar... Imaginează-ți că de mâine ești președintele României. Și imaginează-ți că în vremea respectivă nu era ca și acum. Că e parlament, că mai poți să contești, că mai poți să... Nu, 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 nu. Ce ai zis, aia se face. Imaginează-ți că chiar te ascultă 2 milioane de oameni, atâția erau evrei atunci, 2 milioane de bărbați. Imaginează-ți că ești conducătorul suprem al armatelor Israelului. Și dintr-o dată încep să tremuri și să tremure picioarele, să zici, până am fost aici numai în umbra lui Moise, a fost căldus și a fost bine și Moise era înalt și suficient de umbros ca să nu mai conteze nimic altceva. Și acum eu... Dumnezeu se uită la tine și zice, am o treabă pentru tine. Deci eu mă duc în cer. Mă duc în cer. Mă duc în cer. Vouă vii mai bine dacă eu mă duc în cer. Doamne, nu, 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 e mai bine dacă ești cu noi. Și Iisus zice, nu, 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 e mai bine dacă mă duc eu în cer. Și vouă să vă dau Duhul Sfânt, după care o să luați creștinismul ăsta și o să-l duceți până la marginile pământului. Și voi veți fi martorii mei, martorii mei, până la marginile pământului. Dumnezeu se uită la tine și ți-a așezat în inima ta și a așezat în mintea ta un scop. Și scopul este să fii martor al lui Iisus Hristos, acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Și în momentul în care înțelegi treaba asta, când înțelegi, să știi că e momentul suprem al vieții. Și dăm voie să spun de ce. Pentru că ăla e momentul în care ai tăiat șoapta diavolului care o spune, știi, nu este niciun scop cu tine, știi, n-are niciun, trăiește-ți viața cum vrei, fă ce vrei, mănâncă ce vrei, uite-te la ce vrei, culcă-te cu cine vrei, fă ce vrei, viața ta, fă ce vrei cu ea. Și Dumnezeu spune, nu, 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 am un plan. Să fii sare și lumină, să fiți martorii mei, să fii martor al meu. Am un plan că atunci când oamenii se vor uita la tine, să mă vadă pe mine. Ai înțeles? Când oamenii se uită la tine, să mă vadă pe mine, ăsta e planul cu viața ta. Și în momentul acela începe să ne tremure piciorul și unul și celălalt. Începe să ne tremure mâinile, începe să ni se împleticească limba, începe să nu mai știm ce să cerem și cum să vorbim și ce să cerem de la Dumnezeu. Și preferăm, și ascultați-mă cu atenție, preferăm să ieșim de acolo, să ne întoarcem spre șoapta care spune, știi, tu nu contezi, să zicem, așa-i, nu contez. Și Dumnezeu spune, dar tocmai ți-am spus ce important ești. Știi, e mai cald aici să cred că nu contez. E mai cald aici să mi se spună, știi, n-are nicio importanță, nu? Poți să faci ce vrei. Și Dumnezeu vine și spune, știi, hai că am o treabă. Dar în treaba asta e nevoie de curaj. Săptămâna trecută am discutat despre câteva lucruri din acest text legate de curaj. Astăzi continuăm. Și am spus săptămâna trecută că curajul, atunci când Dumnezeu ne dă curaj, curajul este pentru un scop precis. Curajul nu e aruncat așa pur și simplu să fii o persoană curajoasă de dragul de a fi curajoasă, ci primești curaj pentru un scop precis. În momentul când ți-e definită ținta, când știi ce vrei să faci, Dumnezeu vine și să pune curajul pe tine. Prima dată trebuie să-ți ridici piciorul, prima dată Dumnezeu îi spune ce are de făcut, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum a spus lui Moise.
Ținutul de aici până aici. Trebuie să mergeți și să luați în stăpânire ținutul acesta. Și noi trăim ca și creștini în lumea aceasta, nu ca niște stăpâni, ci trăim în lumea asta din ce în ce mai mult în ultima vreme, ca niște fricoși și ca niște sclavi. Și ne uităm la felul în care se evoluează lucrurile în jurul nostru și frica din noi crește și dezamăgirea din noi crește și nu mai avem ce să facem, nu știm ce să facem. Și Hristos vine și spune, vreau să spun înainte țară, să o stăpânești. Ridică-ți piciorul, ai curaj să-ți ridici piciorul. Că atunci când tu îți ridici piciorul, asta înseamnă că tu vrei și atunci eu vin cu curaj. Și îți dau curajul de care ai nevoie. Dar, Doamne, eu nu simt că am curaj. Curajul nu este un sentiment. Curajul este o acțiune. Curajul nu e ceva ce simți. Curajul e ceva ce faci. Curajul nu e un sentiment, ci curajul e acțiune. Una dintre fetele care vorbea astăzi, știi, s-a uitat la persoana de acolo și a zis, mă duc să-i spun. Să vină seara asta la biserică. Nu, cum nu, să zică că-s ciudată. Nu, vorbesc eu despre autobuz cu ea, un ceas de vreme. Nu știu ce i-a spus un ceas de vreme despre autobuz, da? Dar ideea e că până la urmă, după ceasul acela de vreme, o zic, bun, acum te chem să vii aici. Și atâta nevoie de oameni care să aibă curaj în lumea asta. De la curajul banal, ca și băiat, să ai curaj să-i spui fetei că-ți place de ea. Sau să ai curaj să o ceri. Sau să ai curaj să te duci la părinții ei acasă și să le spui, știi câte unii dintre băieți care, ca și cum ar vrea să o fure, așa se comportă cu ea. Știi, să nu știi, nu spunem la nimeni, nu ne afișăm nicăieri, să nu știe nimeni, facem un secret total din relația noastră, numai noi doi, și să nu știe taică-te-o și maică-te-o, să nu știe absolut nimeni, să fim numai noi și să... Măi băieți, mă... Curajul trebuie să te facă să te ridici și să-ți asumi. Și să zici, unde stă taică-te-o? Că aș vrea să-l întâlnesc. Să-i spun că îmi place de fata lui. Și am să-i cer voie să ies cu ea. Și te rog frumos să mă asculți cu atenție și spun ție ca și băiat în primul rând, să știi că oamenii urmează nu titluri, ci urmează viziuni. Oamenii nu urmează titluri, ci oamenii urmează viziuni. În momentul când Iosua, ne spune textul nostru, s-a ridicat și s-a dus la căpetenile oștirilor și a dat porunca și a zis, pe aici mergem și asta trebuie să facem și în 3 zile puneți merinde și puneți... Dintr-o dată s-a trezit Iosua și puneți merinde și pregătiți merinde că și peste 3 zile vom trece Iordanul. Opa, trecem... Pe unde Iosua trecem Iordanul? Habar n-am, nu știu, trecem Iordanul. 3 zile, puneți merinde, trecem Iordanul. Toți s-au uitat la ea și au zis, ups, avem o direcție. Știți ce au zis toți ceilalți care până atunci se uitau la Iosua ca și la eterna rezervă? Știți ce au zis? Se uitau la Iosua și au zis, auzi Iosua, te vom asculta în totul. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise. De ce? Pentru că s-a ridicat Iosua și au zis, am o direcție. Și direcția e să vă puneți merinde și peste 3 zile trecem Iordanul. S-a ridicat în picioare și a zis, ok, merinde. Fetelor, merindele. Noi punem mâna pe arme. Voi merindele. Ok, trecem Iordan. Pe unde Iosua? Stați că-ți vedeți. Până atunci, deocamdată, trecem. Iosua, excelent. Te vom asculta în totul. Cum am ascultat pe Moise. Pentru că oamenii urmează viziune. Oamenii nu urmează titluri. Sunt câte unii care își doresc foarte mult titlul. Și unii își doresc, băieți, titlul de prieten sau de soț. Dar n-au nicio viziune, n-au nicio direcție. N-au direcție pentru fată, n-au direcție pentru familie, n-au direcție unde vor
sta, ce vor face, n-au direcție în ce biserică se vor duce, n-au direcție absolut nimic. De asta unii, la unii le foarte frică de întâlnirea cu tata fetei. De asta. Că n-au direcție. Că o să întrebe tata, dar auzi, tu ce o să te faci când o să fii mare? Și zice, habar n-am. Și o să te întrebe, dar auzi, de la ce biserică o să mergi? Și zice, habar n-am. Dar auzi, dar tu unde te gândești că o să stai și o să faci? Și el zice, habar n-am. Și atunci, pentru că știind că n-are răspuns, zice, nu mă duc să mă întâlnesc cu cineva care o să-mi pună întrebările astea, aș vrea să înțelegi că curaj înseamnă direcție, curaj înseamnă acțiune. Degeaba, curajul nu înseamnă să fii mare, să-ți pui mușchii pe tine cât să spargă orice haină pe care o ai și toată lumea să fie impresionată. Asta nu înseamnă că ai curaj. Asta poate să însemne că ai forță, dar sub nicio formă asta nu înseamnă că ai curaj. Curajul înseamnă să ai direcție. Să ai direcție. Să știi ce vrei. Și repet încă o dată, cât au fost Iosua de numărul 2 și de fără valoare printre ei pe acolo. În momentul când s-a ridicat și a zis, asta e direcția, pregătiți mâncarea, în 3 zile traversăm Iordanul. Toată lumea s-a ridicat și a zis, te vom asculta exact ca pe Moise. Numai să fie Domnul cu tine. Te urmăm. Dar și pentru voi, fetele, există ceva în direcția asta. Nu o să vă placă ce o să vă spun, dar trebuie să vă spun. A venit Dumnezeu la Iosua și mi-a spus, Iosua, întărește și îmbărbătează-te, întărește și îmbărbătează-te, întărește și îmbărbătează-te. Fii curajos, cu alte cuvinte, fii curajos, fii curajos. Doamne, îmi tremură picioarele, tu spui să fiu curajos. Bine, Doamne, o să mă strâng, o să fiu curajos, să fiu curajos. Și Dumnezeu vine și spune așa, îți dau... Întărește și îmbărbătează-te. De 3 ori îi spune Dumnezeu, întărește și îmbărbătează-te. Și când Dumnezeu spune ceva de 3 ori, înseamnă că e chiar important și ar fi bine să asculți. Și zice, întărește numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Eu s-o vreau să spun ceva. Curaj înseamnă ascultare. Doamne, stai un pic, eu am crezut că curaj înseamnă să fac ce vreau. Nu, nu, asta în anarhie. Curaj înseamnă ascultare. Și apoi, zice, cartea aceasta legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vrei să izbândești în toate lucrările tale? Și acum ascultă-mă cu atenție. Vrei să-ți iei toate examenele? Vrei ca să izbândești și să izbutești în lucrurile pe care vrei să le faci pe pământul acesta? Vrei? Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. M-aș fi uitat la Dumnezeu să-i spun, Doamne, stai să-ți explic. Eu trebuie să intru și să cuceresc o țară întreagă. Aș avea nevoie de un manual militar, dacă se poate. Aș avea nevoie de niște lecții despre cum ar trebui să fiu curajos. Aș avea nevoie de tactici de luptă, aș avea nevoie de... Dumnezeu, știi, spune, o să te învăț toate lucrurile astea, o să le înveți. Dar dacă vrei să izbândești în tot ceea ce vei face, dacă vrei să ai succes la jobul pe care l-ai, dacă vrei să ai succes la școala pe care o ai, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și cu un verset înainte îi spune, știi, Iosua, ai face bine să asculți de cartea asta și să nu te depărtezi nici la dreapta, nici la stânga. Unul dintre cele mai complicate lucruri pentru un bărbat e să iubească
o singură femeie, o viață întreagă. Și unul dintre cele mai importante lucruri pentru o fată e să fie supusă unui bărbat o viață întreagă. Și sunt unele fete care nu vor. Și o să spuneți, Adi, habar n-ai ce vorbești. Și o să spun, ba, tu nu știi. Am consiliat mult prea multe cupluri. Și am stat de vorbă cu oameni care s-au despărțit pentru că i-a zis, nu se poate ca cineva să mă conducă pe mine. Și a plecat. Aș vrea să știi că nu există curaj în afara ascultării. Curajul nu înseamnă anarhie și Dumnezeu când a așezat lucrurile în acest univers, le-a așezat într-un lanț al autorității. Și în lanțul ăsta de autoritate ți-a spus ție ca și băiat ca să intri și să asculți de Dumnezeu și să asculți de cartea asta legii, să împlinești tot ce scrie în ea și atunci ai direcție și atunci te poate urma cineva și veni cineva după tine. Dar de asemenea ți-a spus același lucru și ție ca și fată. Și atunci când te căsătorești și când intri în relație și te căsătorești, trebuie să știi care ți este direcția și ce trebuie să faci. Câtă vreme consideri că nu îi nimeni, ori băiat, ori fată, care să-ți spună ție ce trebuie să faci, să știi că toată viața vei asculta de șoapta celuilalt, care spune, știi, cu tine nu-i niciun plan, cu tine nu-i niciun plan. Planul înseamnă că cineva are o direcție pentru viața ta pe care tu trebuie să o urmezi. Cu alte cuvinte, trebuie să stai în ascultare. Câtă vreme tu spui, eu n-am nevoie de cineva să-mi spună mie ce trebuie să fac. Eu fac ce vreau, când vreau și cum vreau. Tu ești în afara planului și asculți de șoapta celuilalt care spune, nu-i niciun plan cu viața ta. Și vreau să spun și să mă asculți cu atenție. Câtă vreme nu trăiești în ascultare, să știi că nu-i niciun plan cu viața ta. Câtă vreme nu ești dispus să asculți de nimeni, să știi că nu e niciun plan cu viața ta. Numai că interesant este că, deși zici că nu ascult de nimeni, tot asculți. Asculți de cel ce-ți spune că nu e niciun plan cu viața ta. Asculți de cel ce spune că poți să faci ce vrei, dar tot asculți. În fața intrării, în promisiuni, în binecuvântări, Dumnezeu se uită în fața acestui om căruia tremurau picioare și spune, bagă de seamă, îți dau tot ce calci cu talpa piciorului, dar curajul constă și vine în urma trăirii în ascultare. Aș vrea să vă provoc ceva. Aș vrea să vă provoc să luați cuvântul și să vedeți ce are de spus legat de viața voastră. Am înțeles cu o parte din liderii de la grupuri și pentru cei care încă nu ați primit e-mail-urile pentru grupuri, să știți că urmează, v-am spus, ne-am bucurat de un număr foarte mare care au venit anul acesta și urmează să terminăm și sper că în câteva zile să primiți toți e-mail-urile. Și am decretat luna ianuarie, luna citirii Bibliei. Și în cele 4 întâlniri pe care le veți avea cu grupul în luna ianuarie, nu se va face altceva decât să va citi Scriptura. Se va citi o evanghelie, se va citi evanghelie, se va citi o epistolă și se vor citi câțiva psalmi. Și o să ne strângem și o să citim cuvântul. Și o să vedeți și la Betel Centru vor fi mici modificări în luna ianuarie, se va citi la început, la mijloc, la sfârșit, o să fie o chestie mai faină și mai interesantă. Pentru că noi credem că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește ca să-ți dea și să-mi dea viață. Și viața există atunci când stai și trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Crede-l. Și trăiește în ascultare. Și dacă Dumnezeu îți spune să rămâi curat, rămâi curat. Dacă Dumnezeu spune să nu furi,
să nu furi. Și dacă Dumnezeu spune să nu atingi, să nu atingi. Și dacă Dumnezeu spune să nu minți, să nu minți. Și dacă Dumnezeu spune să iubești necondiționat, iubește necondiționat. Și dacă Dumnezeu spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Chiar dacă o faci scrâșnind printre dinți câteodată. Și dacă Dumnezeu îți spune să prețuiești ziua de odihnă și să prețuiești biserica lui Iisus Hristos, prețuiește-o și nu fugi de ea. Și dacă Dumnezeu spune să ierți pe cel ce ți-a greșit, iartă-l necondiționat. Și dacă Dumnezeu spune să-ți ceri iertare, cere-ți iertare. Și dacă Dumnezeu spune să pleci din relația în care ești pentru că e toxică, pleacă. Și dacă Dumnezeu spune să nu te grăbești să fugi, ci să stai și să lupți, stai și luptă. Dar așează-ți ca și scop că de astăzi vei avea curajul să asculți. Curajul vine atunci când te poți opri în loc și spui, o să stau sub autoritate, o să rămân sub autoritate, o să mă așez sub autoritate, o să cred în autoritate, o să ascult de autoritate. Anarhismul care domnește astăzi în lume și care se dezvoltă tot mai tare și tot mai tare este datorită faptului că a venit șoapta celui rău și a spus, tu nu te-ai ascuns de nimeni, tu poți să faci ce vrei, cu viața ta nu-i niciun plan, fă ce vrei. Dar vreau să spun această seară că Dumnezeu are un plan cu viața ta și planul final al lui Dumnezeu e ca să te bucuri de El pentru veșnicie. Să poți să trăiești în fericirea aceea care e fără sfârșit. Și Dumnezeu vrea să trăiești fericit și să fii fericit. Și Dumnezeu are planuri pentru tine, nu doar pentru pământul ăsta, ci pentru eternitatea întreagă. Ești dispus să asculți? Ești dispus să te supui? Ești dispus să zici, da, Doamne, sunt aici. Ce îmi cer să fac, voi face. Dacă trebuie să plec, plec. Dacă trebuie să stau să lupt, stau și lupt. Sunt aici. Poate la unii vă cere Dumnezeu în această seară că trebuie să vă întoarceți în grupul din care ați plecat sau să vă întoarceți înapoi în biserică. Poate la unii Dumnezeu vă cere în seara aceasta că trebuie să vă cereți iertare de la cineva. Poate la unii Dumnezeu vă cere în seara aceasta că trebuie să iertați pe cineva. Nu lăsați să vină ziua de mâine. Rezolvați astăzi. Poate la unii Dumnezeu vă cere să vă pocăiți de păcatele voastre. Poate la alții Dumnezeu vă cere ca să vă botezați. Nu știu ce-ți cere Dumnezeu. Dar curaj înseamnă să trăiești în ascultare. Aș vrea să plecăm capul așa cum stăm. Dacă vrei să-i spui ceva Domnului Iisus în momentele acestea, dacă ai tot uitat peste gard și ai tot vrut să pleci, să faci ce vrei și cum vrei și te mai controlează nimeni. Dar ai înțeles că avea curaj înseamnă să stai în ascultare. Mărturisește Domnului. Cere-ți iertare. Și refă lucrurile. Dacă ți-a cerut Dumnezeu să rupi relația, că e toxică, și n-ai avut curaj să o faci, poate ar fi caz să o faci. Dacă ți-a cerut Dumnezeu să rămâi, poate e cazul să rămâi. Îți spui, Doamne, să aici. Nu-mi place, dar rămân. Nu știu care e pragul ascultării pe
pe care Dumnezeu îl cere de la tine ca să-l depășești. Dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta, să știi că Dumnezeu te vrea curajos. Ai curajul să asculți. Doamne Iisuse, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru că ești Domn și Dumnezeu. Și vreau să-ți mulțumesc frumos că ești aici, Doamne. Și să-ți mulțumesc frumos că ne vorbești. Și Doamne, îți mulțumesc frumos că-ți chemi această generație la tine. Și îți mulțumesc că vrei să-ți înveți această generație să trăiască pentru tine și vrei să ne înveți să trăim alături de tine. Te rog frumos, Părinte drag, să ne dai curaj. Curaj să trăim în ascultare, Doamne Iisuse. Curaj să ne ridicăm în numele Tău și să croim cărări drepte, să avem viziunea, să spunem așa trebuie să întâmple lucrurile și să mergem în numele Tău. Doamne Iisuse, nu știu ce mai trebuie să stârnești în noi, dar te rog frumos să continui să faci asta. Pentru că vrem ca această generație, Doamne Iisuse, să fie generația Ta, în care ierți, în care mântuiești, în care eliberezi, în care transformi. Ne-ai așezat aici, Doamne Iisuse, în Cluj, pentru că ai planuri. Și, Doamne Iisuse, în seara aceasta spunem că Te credem pe Tine și îți mulțumim pentru planurile pe care le ai. Te rugăm să Te duci la desăvârșire viețile noastre și cu viețile noastre. Și fie numele Tău, Părinte drag, onorat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Yeah.
suntem aici, la dispoziția ta, așa cum suntem noi, cu temerile noastre, cu ezitările noastre, cu nesiguranțele noastre, cu eșecurile noastre. Doamne, pune în noi acel curaj care l-ai pus în Iosua. Doamne, te rugăm să ne ajuți să primim viziunea și chemarea ta. Nu ne lăsa, Doamne, să fugim aiurea după titluri deșarte, ci ajută-ne, Doamne, să urmăm planul tău. Binecuvintează-ne așa cum suntem înaintea ta și ajută-ne să fim disponibili pentru tine. Amin. Vă rog să stați jos. Mulțumim Domnului pentru seara asta, a fost fain. Mulțumim Adi pentru cuvântul plin de încurajare. Seara nu se încheie aici. Jos, un grup a pregătit ceva special și ceea ce s-a pregătit jos se numește Festivalul Clătitelor. Așa că nu ratați intrarea la acest festival. Este un context fain ca să discutăm, să avem părtășie. Domnul să fie cu voi, cu fiecare, și ne vedem vinerea viitoare în formula asta.